Cu ce mi-am cumpărat în ultima perioadă de la JISC, IKEA și Jumbo. Dacă mă urmărești pe contul de Instagram, manuela.nedelea, am întrebat dacă vă doriți să fac un haul cu ceea ce mi-am cumpărat de la IKEA. Însă sunt câteva lucruri și atunci m-am gândit să mai pun lucruri cumpărate, ornamente, în ultima perioadă. Mă refer o săptămână, două. Recent am terminat, în sfârșit, oglinda pe care mi-o doresc de foarte mult timp, cea cu lumini. Are două sertare, cea de birou și separat o notiere care iese pe role, cu încă patru sertare. De asemenea, pe partea stângă și pe partea dreaptă am trei rafturi. Ok, fiind gata oglinda, mi-am dorit să am niște ornamente frumoase. Camera în care m-am fost este colorată cu mai mult albastru, verde, turcoaz și a trebuit să-mi găsesc unele ornamente care să se potrivească. Primul ornament pe care l-am găsit nu se potrivește absolut deloc, însă mi-am dorit foarte mult să am o floare și mi-am ales un bujor care este de plastic, din păcate, dar știu că acesta va fi tot timpul la fel pe măsuța mea. Acesta este de la Jumbo și cred că a fost în jur de 8 lei. Nu știu sigur exact cât am dat pe fiecare lucru de la Jumbo, pentru că atunci când am făcut cumpărăturile nu îmi doream să fac un haul și m-am aruncat bonul. Alt lucru pe care l-am cumpărat tot din Jumbo și se potrivește de data aceasta cu peisajul albastru este acest vas care este în formă de scoi, care are aceeași culoare ca și perinuțele din spatele meu, ca și draperia din spatele meu, iar acesta a fost cam 5 lei, iar eu vreau să pun în el, oare ce credeți, bureței. Am acesta și mai am beauty blenderul de la Beauty Blender, cel roz. Așa. Un alt lucru pe care mi l-am cumpărat de la Jumbo și de fapt pentru care m-am dus la Jumbo și am venit cu mai multe, a fost acest suport pentru rujuri. Are 9 locuri pentru rujuri. Mi-am cumpărat două, acestea au fost până în 10 lei. Dar când am ajuns acasă, deoarece am foarte multe rujuri, mi-am dat seama că mai trebuie să-mi iau cel puțin două. Deci o să mai fac o vizită la Jumbo. Un alt lucru pe care l-am cumpărat și aveam nevoie, după cum am zis, că am sertare, a fost un loc, o cutiuță în care să depozitez palete, pigment și așa mai departe. Și mi-am ales această cutie, de fapt mi-am luat două și bineînțeles am ajuns acasă și mi-am dat seama că mai am nevoie de încă două. Cred că am dat 5 lei pe aceasta, nu sunt sigură, pentru că v-am spus că m-am aruncat bonul. Era și pe roz, dar nu se potrivește, cum am spus. Un alt lucru pe care l-am ales din Jumbo a fost acest set de bețișoare de urechi. Acesta este foarte practic în sertarele pe care le am eu, deoarece pot să-l pun exact așa și îl deschid și îl folosesc și îl pun la loc și asta este, nu mai trebuie să iau nimic special pentru el, că are deja un recipient. Încă două lucruri mi-am luat din Jumbo, de fapt trei, dar unul o să-l arăt pentru că este coșul de gunoi, care este roz de data aceasta, cu albastru. Încă două lucruri mi-am luat din Jumbo, aceste două borcănașe, recipiente, cum vreți să le spunem, care au iz de mare, iz de albastru, verde, depinde cum vreți voi să vedeți culoarea. Acesta mic va fi pentru pensulele de ochi, pentru că sunt mai subțiri. Și acesta mare este pentru pensulele de față. Momentan mie îmi ajung. Probabil când o să mă întorc înapoi acasă, o să mai am nevoie de încă două. Așa? După cum știți, pensulele de față sunt mult mai mari.
ca și grosime, ca și tot ce vreți. Din JISC mi-am luat doar o simplă rolă de scame, nu mai aveam deloc, s-a terminat aceea pe care o aveam și nu știam că o să ajung atât de repede la Ikea să mai îmi cumpăr una. Aceasta cred că a fost până în 10 lei, dar nu știu exact să vă spun, dar a fost foarte ieftină. Și am zis să încercăm, am avut-o pe cea din Ikea și mi-a plăcut foarte mult. Ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun înainte de Ikea este acest set, pot să-i spun că am luat 6 suporturi de lumânări de la H&M Home. Nu știu dacă în România, doamne, în Timișoara există H&M Home, dar acestea le-am luat de la București. Când am venit aseară, le-am dat prețurile jos și au fost 7,99 lei. Arată foarte drăguț, se potrivesc foarte bine cu acest colorit, dacă pot să spun și așa. Și sunt drăguțe și au fost la 7,99 lei. Nu sunt de sticlă, sunt de metal. A venit momentul să vă arăt ce mi-am cumpărat din Ikea. Voi începe cu prosoapele, pentru că am 3 și sunt mari. Mi-am cumpărat unul, ăsta va fi pentru mine, eu mi l-am ales. Are 100 de centimetri pe 150, iar ca preț a fost 29 de lei și 90 de bani. Mai am unul tot așa, pe roz, și a fost wow, deci mi-am mai cumpărat încă unul. Încă un prosop, de data aceasta pentru Claudiu, este puțin mai mic și l-a ales el, a 70 pe 140 de centimetri, acesta a fost 24 de lei și 90 de bani. Claudiu și-a mai ales de asemenea, Claudiu, iubitul meu, și-a mai ales de asemenea încă două prosopele, mai are încă două de genul acesta pe care le folosește atunci când se barberește, sunt 30 pe 50 și au fost 6,90 lei amândouă. Deci setul a fost 6,90 lei. De asemenea, noi folosim foarte mult umerașele și încercăm să scăpăm de cele de plastic și să le înlocuim cu cele de lemn. Am găsit acest set de 8 umerașe de bambus care a fost 19 lei și 90 de bani. Nu uitați jos pentru că aici am bonul și pot să vă spun exact cât am dat pe ele. Un alt lucru pe care și l-a ales Claudiu, a venit el cu ideea și chiar a fost o idee foarte bună, în sertarul cu lenjerie intimă și cu ciorapi, să instalăm acest set de cutii. Acesta are șase cutii, două mari, două mici și două mijlocii. Și acest set a fost 24 de lei și 90 de bani și iese din poliester. Așa. Claudiu este un împătimit al îmbrăcatului elegant, costumului și și-a dorit de foarte mult timp să-și găsească niște umerașe sau umeri care se pun pe umerașe și am găsit acestea. Bine, ele vin la bucată și au fost 2,90 lei, am luat 5, deci am dat pe toate acestea 14 lei și 50 de bani și le pui pur și simplu pe umeraș și îți pui sacoul sau ce ai tu nevoie și rămân umerii exact așa cum trebuie. Mai am câteva lucruri. De asemenea, mi-am luat o rolă pentru că v-am spus că aceea îmi place, cele de la Ikea. Am dat 3,90 pe ea. Stând la bloc, nu avem atât de mult spațiu și trebuie să gândim fiecare porticică din apartament în așa fel încât să punem tot, să avem de toate și să ne rămână și spațiu pentru noi. De aceea masa de călcat încă nu are spațiu. Noi ne-am gândit, i-am găsit locul, doar că nu aveam ce să prindem, dar am ajuns în Ikea și fără să-mi dau seama am găsit aceste cârlige, sunt 3 la număr. O să le prindem în perete, ceva de genul acesta, și o să punem masă de călcat pe ele. Acest set a fost 34 de lei și 90 de bani. Este din metal și merită să-l luați pentru că e foarte tare, adică nu o să se rupă.
Urmează acest recipient pentru lumânare. Este de fapt pentru lumânare. A fost 4,90 lei. Doar că eu nu am să-l folosesc pentru lumânare. Deja mi-am luat setul de 6 recipiente. Am să-l folosesc pentru creioane și pentru pensetă, probabil. L-am luat pe acesta, pentru că e mai mic, nu am așa de multe creioane și cel pe care l-am eu deja, la care mă uit acum, este de carton și nu pot să-l curt, adică el deja s-a murit în interior, și trebuie curățat. Fiind de carton, nu pot să-l curăț pentru că se va distruge. Mie îmi plac foarte mult lumânările, după cum ați văzut, am pe fiecare. O să vedeți bine pe Instagram, pe manuela.nedelea, cum am zis și mai devreme, că pe fiecare raft al mesei, al oglinzii, al cum vreți să-i spune totului, am câte o lumânărică și aș mai vrea să mai pun una care de data aceasta miroase și cele pe care le-am miros, cred că a fructe de pădure, aceasta miroase a nucșoară, a prăjitură probabil. Este tot din Ikea și am dat 4,90 lei pe ea. Miroase foarte. Abia aștept să-i dau foc. Să vedem cum arde. Încă un lucru pe care l-am văzut eu pe site-ul celor de la Ikea și pe care Claudiu și-l dorea de mult, era un ghiveci micuț cu un cactus. Având în vedere că noi avem alte milioane de activități în timpul zilei, câteodată uităm să udăm florile și probabil nu ar fi rezistat cactusul lui Claudiu în camera în care el se joacă, unde are instalat deja biroul de gaming și am găsit pe site-ul de la Ikea 3 plante de plastic, așa, care arată foarte drăguț. Una va fi la el pe birou și două vor rămâne la mine, pentru că îmi plac toate. Acestea au fost 19,99 lei și sunt foarte, foarte drăguțe. Ultimele două lucruri pe care mi le-am luat de la Ikea sunt două cutii. Una este a mea și una este a lui Claudiu. Vom începe cu cea a lui Claudiu pentru că este deasupra celei pe care mi-am cumpărat-o pentru mine. Aceasta este o cutie pe care și-o va pune el în sertar. Are așa o gropiță aici. Aceasta este din PET, scrie pe ea, este făcută în Polonia și a fost 9,99 lei. Singura diferență față de a mea este că a mea are capac, e puțin mai mare și nu are, a mea e simplă, adică a mea chiar o voi folosi pentru, încă nu știu, probabil pentru palete, dacă o să am prea multe sau pentru pigment sau pentru... Încă nu știu. Deci asta va fi a mea. Aceasta a fost 14,90 lei. Nu este un preț foarte mare, având în vedere că e mult mai calitativă decât cea pe care am luat-o de la Jumbo. Doar că Ikea nu este unde suntem noi acum. Noi suntem în Lugoj și cel mai apropiat magazin drăguț cu lucruri drăguțe este Jumbo și trebuie să ne resemnăm la ce avem. Asta a fost tot pentru astăzi. Eu sunt Ela. Vă aștept să-mi dați like dacă v-a plăcut, subscribe la canal. O să revin cu alte filmulețe, probabil o dată pe săptămână, dacă îmi permite timpul, am să filmez și de două ori pe săptămână. Vreau să ne vedem curând. Vă aștept pe pagina mea de Instagram, manuela.nedelea și aveți grijă de voi, vă pup!